Da, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sport Club, ca în fiecare luni vă aducem, să zicem, noutățile din sportul buzoian. Din păcate, va fi o ediție tristă, o ediție în care, după cum se poate citi și pe burtieră, îl comemorăm pe probabil cel mai mare arbitru din istoria fotbalului buzoian. Buzăul pierde nu numai un arbitru, ci și un om de fotbal. În studio i-am invitat pe doi foști arbitri în premieră la noi în studio, domnul Ion Moise în premieră și o revenire, domnul Marian Lambru, care ne ajută de obicei, mai ales când e vorba și de problemele din fotbalul județean. Bine ați venit la noi în studio, domnul Moise. Bine v-am găsit și cu emoțiile inerente unei apariții pe stică după foarte mulți ani și la dumneavoastră în premieră. Sper să reușim să punctăm câteva aspecte legate de activitatea celui care a fost cu adevărat cel mai mare arbitru pe care l-a avut Buzăul și poate unul dintre cei mai mari arbitri ai țării. Domnul Abru, bănuiesc că dumneavoastră nu aveți emoții, nu e prima apariție la noi în studio, deși e o emisiune cu emoții, după cum am spus, o emisiune tristă. O emisiune tristă, dar este o bucurie tot timpul să ne aducem aminte despre domn profesor, așa cum îi spuneam noi, pentru că nu este un secret, arbitrii care au fost în generația noastră și care au urmat după noi și înaintea noastră au avut tot timpul un sentiment de recunoaștere față de persoana domnului Teodorescu, pentru că în activitatea dânsului, în ceea ce privește sprijinul acordat arbitrilor, pot spune că acesta a fost unul permanent, astfel încât niciodată n-a vrut să fie singular în activitate, niciodată nu și-a însușit toate meritele, ci a încercat să ne apropie pe toți, să fim o familie, să fim uniți în tot ceea ce facem. Și închei cu asta acum, prima intervenție, spunând că ușor, fără să supăr pe nimeni, ușor în primii trei arbitri ai României. Da, domnul Moise, cum l-ați cunoscut pe... Da, este... Care au fost circunstanțele în care da, v-ați interesant întâlnit? De povestit cum personal l-am cunoscut. Prima mea întâlnire cu profesorul Teodorescu a fost până anii 74, când dumnealui deja era în ascensiune și un arbitru cu nume. Fiind jucător la nivelul județului, la o echipă din județ aici, s-a jucat un baraj tur-retur între două câștigătoare de serii, cum ar fi acum Liga 4, atunci se numea Onoare, Constructorul Buzău și Sparta Poșta Câlnău. Dumnealui a arbitrat și meciul tur și meciul retur. Ca orice fotbalist poți să fii subiectiv, mai ales că nu cunoști nici regulile jocului, legile în totalitate, am fost puțin supărați noi ca și echipă pe dânsul la meciul retur, ni s-a părut că ne-a defavorizat. Sigur că au trecut vreo 2 ani de zile și am reușit să fac și o școală de arbitri. În 76 am terminat-o și am început să activez în cadrul comisiei de la Buzău. Dumnealui, în perioada aceea, a fost una din perioadele dumnealui foarte grele. Puțin știu că în 76 dânsul a avut un meci cu probleme, un meci foarte important la Liga a doua, între Minerul Motru și Progresul București. Progresul București fiind atunci un pui al Băncii Naționale, adică era sub tutela acestei instituții, și meciul era de 1 sau 2. Deci rezultatul egal nu mulțumea pe nimeni, pentru că la victoria gazdelor se scăpau de retrogradare în Liga 3, în divizia C. Progresul trebuia să câștige neapărat ca să câștige seria, să promoveze în Liga 1, în divizia cum era atunci. N-am fost martor la meci, nu știu ce s-a întâmplat. Important este că domn profesor a fost reținut de la delegări o perioadă în cursul anului 1976 și l-am reîntâlnit într-o ședință, eu tânăr arbitru, stând mai în spate acolo în sală. Pe vremea aceea se făceau ședințele undeva pe strada Tunel la Clubul Voința. Dumnealui a luat cuvântul și și-a cerut drepturile de arbitru vis-a-vis de conducere de atunci să poată să arbitreze, activeze măcar perioada asta la județ.
Regulamentele erau atunci interpretabile, adică dacă erai reținut la ligile superioare, unii mai habotni ziceau că ești reținut și la nivel de județ. Și dânsul vrea să activeze, să arbitreze. Și într-un final l-am văzut, dita mai bărbatul de 1,95 m aproape înălțime și tânăr și frumos, dându-i lacrimi, plângând. Și am zis, uite băi ce nedreptate să face acest om. Dumnealui a revenit foarte repede înapoi în Liga 1, adică câteva luni de zile a ținut această, să zicem, suspendare. Mai mult reținerea delegării, s-au făcut cercetări, anchete, că i-ar fi de a forăzat pe cei de la Progresul, care au pierdut pentru un gol norocos, pot să spun eu, ce am aflat de la dânsul și la cei care au fost cu dânsul atunci, până în finalul meciului. După care am început și eu activitatea de plin ca arbitru, am trecut de la categoria stagiar la categoria a doua, categoria întâia. Dumnealui a navigat, pot să spun așa, între funcția de președinte al Comisiei de Arbitri și președinte al Comisiei de Fotbal. Comisia de Fotbal este... era la vremea respectivă un fel de AJF în ziua de astăzi, adică cum e Asociația Județeană de Fotbal astăzi, la nivel de județ activau sub directa tutela direcției sau mă rog a Consiliului, cum se zicea pe vremea aia, de educație de fizic județean, Comisia Județeană de Fotbal, și dumnealui deci a cochetat cu ambele funcții. S-a mutat când a fost numit la Comisia de Fotbal, când la Comisia de Arbitri. După care am început, și ce spunea și colegul Marian, dânsul era un bun catalizator, un organizator. Se implica la antrenamente, îi plăcea să discute cu toți, indiferent de vârstă, de categoria în care activai. Și în perioada asta, și ulterior, dumnealui, în calitate de președinte, organiza întâlniri prietenești, colegiale, cu alte comisii de arbitri, colegii de arbitri din țară. Și primul pas al apropierii mele de către dânsul a fost atunci când a făcut o echipă probabilă cu posibili. S-a jucat pe stadionul Chimia de aici, în incinta masei plastice, la Rom Carbon, și eu am jucat la posibili. Probabilii erau titulare, și m-a văzut jucând și zice, băi, copile, tu poți să participi și tu la acțiunea asta cu noi la Pitești? Am întrebat ce implică. Băi, să ai echipament, să vii, să duci. Și de atunci am fost aproape de... I-am devenit un apropiat și ulterior eu am promovat în 80 în Liga 3, pe urmă în 85 în Liga 4, a doua, și pentru că perioada aceea la nivelul Ligii 1 sau Divizia A era un lot foarte restrâns, eu am aici câteva statistici, nu depășeau 34-35 cel mult de arbitri. Și ca să completeze, pentru că pe dânsii din lotul Divizia A sau Ligii 1, cum e acum, îi delegau și la meciul derby la Liga a doua, completa arbitri asistenți, arbitri la linii, completa cu noi cei din Liga a doua, pe care ne alesese pe niște criterii care poate erau subiective sau poate erau și puțin forțate, să zicem așa, că majoritatea din lotul de Liga a doua am oficiat la linie. Eu am avut șansa vârstei și am intrat și într-un program pe care îl desfășura Federația atunci în perspectiva reducerii vârstei în arbitraj, și în condițiile astea am oficiat foarte multe meciuri alături de dânsul, atât la Liga 1 cât și la Liga 2. Nici nu mai le-am ținut evidența, am o statistică acasă, poate la Liga 1 am... Vreau să vă adresez o întrebare ambilor invitați. Domnul Ambu, ce înseamnă 1500, peste 1500 de meciuri oficiate la toate nivelurile? Înseamnă foarte mult, înseamnă un număr de jocuri foarte greu de atins. Și așa cum a spus domnul Moise mai devreme, este greu de atins în condițiile în care astăzi arbitrii din eșaloanele superioare nu prea vor să mai vină să arbitreze la județ. Eu aș pune invers problema. Dacă vrei să devii un om cunoscut, întâi să fii cunoscut pe strada ta, în orașul tău, în județul tău, și după aia fă-te cunoscut afară. Da, îl avem în direct pe unul dintre oamenii cunoscuți în orașul nostru și în județ, domnul Adi Petre, președinte AJF. Bună seara! Bună seara! Vreau să-și invitați la dumneavoastră.
Fotbalul buzoian pierde o figură, una dintre cele mai importante figuri, să zicem, o pierdere grea, am titrat noi, pentru, nu numai pentru arbitraj, cât și pentru fotbal în general. Aveți dreptate. Din păcate, fotbalul buzoian a pierdut o legendă, a pierdut, din punctul meu de vedere, cel mai mare arbitru buzoian din toate timpurile. Din păcate, nu cred că voi mai trăi ca să mai văd un arbitru care să arbitreze o finală de Copa Campionilor. Asta a făcut-o Cristian Teodorescu, chiar dacă a fost la linie. Din păcate, Nea Cristi, așa cum sau Nea Teo, așa cum era cunoscut de către toți iubitorii fotbalului, a fost un personaj carismatic, un personaj iubit la un moment dat, un personaj care a ajutat foarte mult arbitrajul buzoian din calitate de observator, de membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor și din calitate de președinte al acestei comisii. În păcate, asta este viața, toți vom avea această soartă, dar Nea Cristi va rămâne în inimile noastre și săptămâna viitoare, luni, când Asociația Județeană de Fotbal va avea ședință de comitet executiv, îl vom propune ca domnul Cristian Petre Teodorescu să fie membru de onoare al Asociației Județene de Fotbal, ca un semn de recunoștință pentru tot ce a făcut pentru fotbalul și arbitrajul Buzoian. Da, mulțumim Adi Petre, domnule președinte al AJF, pentru intervenție. În general, din păcate, discuțiile astea se petrec după ce nu mai in memoriam. Vă rog, vreau să continui de ce un număr așa mare de jocuri datorită calităților sale. Niciodată n-a cerut să arbitreze. A cerut să fie acolo unde situația o cere, vorbesc de jocurile din județul Buzău, iar la nivel național a fost delegat datorită calităților sale. Avea o atitudine deosebită, un fel deosebit de a percepe desfășurarea jocului, anticipa ceea ce urmează, ceea ce este o calitate deosebită, o calitate pe care nu întâlnești în fiecare zi, la fiecare arbitru. Și cu asta închei. Aceste calități l-au făcut să adune un număr însemnat de jocuri deosebit de mare, foarte greu de atins de mulți arbitri. Dacă îmi permiteți, am o statistică a campionatului 86-87, când apărea în buletinul nostru arbitru, statistică vis-a-vis la numărul meciurilor și procentul delegării unor arbitri. Și primii trei arbitri delegați în campionatul 86-87 era Icna cu 98%, Dan Petrescu cu 96% și Teodorescu cu 90%. Ca o curiozitate, Crăciunescu, care era în ascensiune atunci, avea 76% acoperire la delegări, Porumboiu 50%. Nea Cristi avea în perioada aia, a avut 16 meciuri la centru, la Liga 1, la divizia, cum era pe vremea aia, 4 linii, 4 arbitru asistent la Liga 1, 14 meciuri la centru, la Liga 2, la divizia B, 4 la C, la divizia C, că a fost delegat și se ducea, și 3 diverse meciuri, probabil că, deci într-un campionat în care erau 30 de etape, Teodorescu a arbitrat 41 de meciuri. Da, interesantă statistică, mai ales prin prisma faptului că știm cum era în perioada antedecembristă, un arbitru de divizia A putea să refuze, avea dreptul să spună pasul unor meciuri, mai ales de divizia C. Da. În contextul în care bănuiesc că meciurile nu erau atât de bine remunerate ca în ziua de astăzi. Aș vrea să completez, să nu ia cineva ca un minus. Delegarea la Liga a doua și a treia nu era făcută ca o ceva să-l pedepsești pe Teodorescu. Nu. Erau meciuri. Încărcarea jocurilor din divizia B și din divizia C, încărcarea acelor jocuri era una deosebită și cerea un profesionalism deosebit. Și pentru asta a fost delegat. Și apropo de număr de meciuri, vă spuneam eu înainte de emisiune că a reușit să promoveze foarte tânăr în ligile superioare și că în perioada studenției, în perioada cât și-a făcut studiile la București, la Universitatea București, în cadrul Facultății de Istorie, arbitra non-stop în București. Deci când am deschis și eu ochii și am avut legături cu foști arbitri bucureșteni, oameni care erau la o anumită vârstă și care aveau experiență și fusese arbitri și dânsi și observatori, acum spunea, băi, zice, Teodorescu arbitra cu ziua.
Zic, cum cu ziua? Păi da, zice, aveam meciuri de juniori, de copii, îl sunam, îl delegam și el se ducea dimineața până seara și arbitra. Îi plăcea. Adică așa s-a perfecționat, așa. Sigur, el a avut și un talent născut și, ca să parafrazez, să susțin ce au afirmat doi mari foști arbitri, Porumboiu, Crăciunescu și cu Porumboiu. Crăciunescu a strecurat între rânduri, așa, când a spus că Nea Cristi era cel mai mare și știa să arbitreze când vroia. A fost puțin cutentă de răutate, dar ia o acceptăm, pentru că Nea Cristi l-a simpatizat foarte mult și Crăciunescu, Neu l-a ținut foarte mult la Nea Cristi. Chiar au și făcut multe brigăzi împreună în meciuri internaționale, când Crăciunescu era în ascensiune și arbitra meciuri intercluburi în cupele europene. Nea Cristi a avut ocazia să fie arbitru asistent la foarte multe meciuri, ca și Porumboiu. A fost, dacă vreți, ca și tot ca statistică, în anii 76-77, când domnul Teodorescu a intrat în Liga 1, în divizia, ca să vă distrați așa puțin ca ponderi de vârstă, deci erau arbitri care erau la 50 de ani, trei arbitri, Petricianu, Colo și Chilimbar de la Pitești, erau 7 arbitri care aveau 47 de 48 de ani, erau 5 arbitri care aveau 46, 45, 46, 44, 8 arbitri, 41, 5 arbitri, 4 arbitri aveau în jur de 39 de ani, iar 3 arbitri erau cei mai tineri. Carol Jurja, care, din motive care la vremea aia, să știe, a renunțat la arbitraj, Nea Cristi și cu Ștreng de la Oradea aveau 35 de ani. Gândiți-vă ce diferență era între... Da, arbitrii... veneau, să zicem, la ligile superioare la o vârstă mai înaintată. Și limita era 50 de ani. Da, și pentru, păi și Colin a arbitrat, cred că, bine, da. Un arbitru, putem spune mult, fără cusuri. De asemenea, poate că, nu știu, vocația, profesia de arbitru, nu știu cum să-i spun, era concepută și pentru, vorbeam noi mai înainte, pentru fotbaliștii care da. Se retrăgeau prematuri din activitate, pentru a le continua o carieră. Sigur că da. Bănuiesc. Păi da, atunci era, vă spuneam, limita de vârstă pentru promovare în Liga 3, în divizia C, era 35 de ani și abandonarea la, să zicem, ieșirea din arbitraj era la 40 de ani. Deci 5 ani maxim putea să arbitreze bine Messi la Liga la 45 de ani, am greșit unul, la 45 de ani, de 10 ani puteau să arbitreze. La Liga a doua, la Divizia B, puteai să intri, să dai examen, să promovezi până la 40 de ani și să stăteai până la 47 de ani. Iar la Liga 1, la Divizia, la 42 era vârsta minimă în care puteai să promovezi și stăteai până la 50 de ani, iar arbitrii după lista FIFA, cei care vreau să-și mai continue activitatea, puteau să mai continue 2 ani. Lucru, dacă vă țineți minte dumneavoastră, a invocat și marele arbitru Nicolae Rainea, care în 83, când a făcut vârsta de 50 de ani, a făcut o chestie pe care a uimit întreaga lume fotbalistică. S-a anunțat oficial că se retrage în arbitraj în condiții în care el putea să beneficieze de această prevedere regulamentară. Ulterior am discuții cu dânsul și în cartea, una din cărțile autobiografice, a motivat această retragere prematură prin faptul că un membru suspus al Federației Române de Fotbal ar fi zis, băi, dați-mă și lui Rainea să mai stea 2 luni, de fapt să mai stea până să termina anul calendaristic. S-a supărat pe tema asta, s-a retras fără să mai beneficieze de acel avantaj. Dumneavoastră a zis de 1983, aducea aminte și domnul Adi Petre de o finală. Da. În 83 a fost finala. Da. Juve Hamburg, parcă. Exact, Hamburg. La Atena, da, 1-0. L-ați adus aminte, l-ați amintit pe Ioan Igna, care a fost la centru. Domnul Nicolae Rainea a fost. Rainea a fost la centru. Domnul Andru, cum se vede din prisma unui arbitru? Cum vedeați în 83 faptul ăsta că o brigadă românească arbitrează un meci la cel mai înalt nivel? Vă dați seama că eu l-am privit, din punctul meu de vedere, și cred că toți buzoiene. În primul rând eram implicați direct, așa m-am considerat eu, păi, pentru că îl cunoșteam. Știam că m-a ajutat, mă ajută, îl vedeam acolo. Și totodată aveam bucuria revederii, pentru că de fiecare dată, când au avut câte un eveniment deosebit în activitatea dânsului, ne aduna, așa cum a spus domnul Moise mai devreme, ne întâlnim la ora cutare, în locația cutare. Și acolo povesteam. Ce a făcut dânsul acolo, ce am făcut noi la meciuri, și în urma acestor dialoguri
foarte plăcute. De fiecare dată aveam ceva de învățat. Repet, cu mare satisfacție și cu mare mândrie că am fost contemporan cu domn profesor și că am auzit de la dânsul felul în care s-a disputat acest joc. Culmea, următorul român care a arbitrat o finală de Champions League, se numea, mai târziu, a fost Crăciun. L-a adus aminte, l-a amintit domnul Moise Ion Crăciunescu. E destul de, mai ales acum, deși parcă se observă o creștere așa în arbitrajul românesc, da, e destul de rar, adică să numere pe degete pe arbitrii români care au arbitrat meciuri, care au oficiat meciuri importante. Sigur că da. Apropo de finala asta la Hamburg, așa cu o chestie personală, fiind în relații foarte strânse cu dânsul și oficii... 3, parcă chiar Hamburg a câștigat, Hamburg 1-0. A jucat cu Dinamo. Da, da. Având și carnet de conducere de foarte mult timp, din tinerețe, să zic așa, chiar dacă n-am avut de tânăr mașină, mai oficiam post de șofer al colegilor mei arbitri, iar al lui domnul Teodorescu în mod special. Mai și des. Atunci, joi atunci, după finală, miercurea s-a jucat finala, joi după amiază, joi seara, m-am dus și l-am luat și pe dânsul și pe Rainea de la aeroportul Otopeni. Neanicu Rainea a rămas în noaptea joi seara aici la Buzău, a dormit la Cristi acasă și a doua zi dimineață l-am dus la gară și a plecat la Bârlad. Stătea la Bârlad în perioada aia și vă dați seama, eu, un copil, vorba aia atunci la vremea respectivă, interogam și pe drum să-mi povestească cum a fost, ceva peripeții, că știți că a fost puțin scandal făcut de către Juventus, nu neapărat de oficiale Juventus, ci de susținători. Pentru că au fost, dacă nu mă înșel, 80.000 de spectatori pe Stadionul Olimpic din Antera, din care vreo 40-50.000 au fost numai italieni. Nemții au fost mai puțin, vreo 10-15.000, restul local... S-a pus presiune pe arbitri. Da, și nu, după meci, pentru că a fost o fază litigioasă între Platini și Stein, portarul lui Hamburg, Neanicu a făcut semn să joace, Magat și ceilalți care erau în echipă au fugit după Neanicu să-și vede această secvență, să-i invoce și era gata să le dea gol iar Hamburg pe contraatac. Ăsta a dat drumul repede la minge și erau să nemții să dea și golul al doilea. Da, și Magat și cu Kevin Kiger parcă jucau la Hamburg. Da, și povesteau că s-au luat așa de multe măsuri de securitate pentru noi, o țară în care securitatea venea de la sine. Securitatea însemna altceva. Altceva. Când mi-au povestit câtă poliție, călare și cum pădânsii i-au schimbat în două mașini ca să nu știe cu ce avion vor pleca și la ce aeroport se vor îmbarca, mă gândeam că e vreun film italian de ăsta cu mafios, că nu știu ce, adică mi se părea așa din altă lume, că le-au plecat cu o mașină la stadion, pe drum au schimbat mașina și avea cu a treia mașină, i-au dus la aeroport, i-a îmbarcat la Salonic și au venit acasă joi seara. Da, domnul Ambrus, ca o curiozitate așa, suntem în 2018, o să vorbim și despre tinerii arbitri în a doua parte a emisiunii. În anii 80, în anii 70, de ce se apuca lumea de arbitraj? Că sunt sigur că nu pentru bani. Bună întrebare și am aici pe domnul Moise, poate să confirme. Arbitrii din perioada aceea proveneau foarte des de rândul foștilor fotbaliști, care la o vreme nu mai continuau activitatea ca fotbalist, dar aveau cunoștințele de bază a ceea ce înseamnă fotbalul. Vârsta la care se apucau de arbitraj era preponderent, dacă nu, peste 20-23 de ani. Maturitate. Așa. Erau căsătoriți, aveau familie, aveau servici, aveau casă. Mai rămânea un mijloc să-și satisfacă o plăcere. Și spun că noi, cei de atunci, am venit către arbitraj, eu, Moise și câți mai cunosc eu, dintr-o mare plăcere și pasiune de a face această activitate ca și arbitru de fotbal. Ca să nu stăm departe de gazon, să zicem. Exact. Și asta, ca să nu stăm departe de gazon. Dar ne-a plăcut această activitate, ne-a plăcut să fim acolo. Fiind niște persoane echilibrate și drepte, am considerat că practicând arbitrajul putem să intervenim și în desfășurarea unui spectacol așa cum și-l dorește toată lumea. Da, deci arbitrul era așa, bănuiesc că și atunci... Partea materială, vă spun,
și fără să greșesc, n-a interesat pe nimeni atunci când s-a apucat de arbitraj. Este o mare diferență între cei care s-a apucat de arbitraj în anii în care spuneți dumneavoastră, 70-80, și tinerii care vin astăzi să îmbrățișeze această activitate de arbitru. Datele problemei stau cu totul diferit față de ce atunci, fost atunci. Dacă îmi permiți, Marian, o completare, mai era o treabă care era vorba de imagine. În perioada aia făcea plăcere să știe lumea că ești arbitru. Că să știi că așa. Adică, ce să vă spun, dacă am aici o fotografie la un meci amical pe Gloria, în anii buni ai Gloriei, în anii 80, când veneau 20.000 de spectatori și tu arbitrai un meci amical, nu un meci oficial, că erai buzoian aici, nu puteai să arbitrezi oficial. Și când te vedea și lumea pe stradă te cunoștea, era parcă așa ceva în orgoliu personal și toată lumea vrea să fie băgată în seamă, știi? Și la nivel de județ erau meciuri importante, venea lume multă. Și la țară și aici în oraș erau echipe cu tradiție aici în oraș, în municipiul Arnicu Sărat, erau 3-4 echipe care duceau greu campionatul județean, spune așa. Deci competiția se desfășura în condiții bune și atunci te cunoștea lumea pe stradă, zice, bă, tu ești ăla, vezi că ai făcut acolo, n-ai fărat bine sau n-ai ridicat bine la un meci, îți dădea bună ziua pe stradă și era și asta, făcea parte și asta din viața noastră. Era o mândrie. O mândrie, da. O satisfacție deosebită față, spuneam mai devreme în începutul emisiunii, nu poți să ajungi arbitru mare fără să fii cunoscut acolo, la obștea ta. Păi tu vrei să ajungi arbitru divizionar și refuzi să te duci să arbitrezi la județ? Aici este primul contact, ești, te vede lumea pe stradă, te vede vecinul de bloc, te vede, eu știu, da, alt coleg de școală, de facultate, arbitrează întâi aici, puțin, cât de mult să devin o notorietate în plan. Da, în plan local. În plan local și după aia poți să pleci mai departe. S-au forțat acum promovările pentru că așa a fost politica să întinească loturile. Ce să vorbim? Bine, și în perioada aia au fost oameni care s-au făcut și dintr-o pasiune. Spre exemplu, Răposatul, că despre dânsul vorbim aici, Dumnezeu să-l odihnească, provenea dintr-o pleiadă de, să spunem, intelectual care s-a făcut arbitri pe băncile școlii. Alături de dânsul, mai amintim, pe profesorul Simeon Viorel, pe Iene George, care a fost, Dumnezeu să-l odihnească și pe el, pe Coman, Constantin Coco Coman, care a fost și fotbalist din Liga 1, oameni lapte. Care au ocupat funcții de conducere în cadrul unor instituții din județul Buzău. Adică putea să cu ocazia asta, dacă urmărește emisiunea, îl și salut pe Coco Coman și urez sănătate multă. Îmi pare rău că am aflat că are ceva probleme de sănătate, dar sper să le rezolve. Ce să spunem, erau și oameni care făceau dintr-o pasiune pur personală, așa, doamne, vreau să mă fac arbitru că îmi place să fiu șef, să zicem așa, ca glumă. Da, pe scurt, înainte de publicitate, apropo de domnul Tădorescu, circulau așa și câteva pățani, am înțeles că un ASEA Târgu Mureș Dinamo parcă s-a terminat, să zicem, tot mai fericit. Apropo de filme cu mafie și schimbat mașini, că tot ne povesteați dumneavoastră. Da. E adevărată istoria? Da, ce se întâmplă? Atunci erau și greu la nivelul Ligii 1, la divizia, erau presiuni foarte mari și într-o parte și alta. Deci, mai ales în anii 80, să crease două clanuri, spunem așa, unul pe partea Ministerului de Interne, unul pe partea Ministerului de Apărării Naționale și fiecare își luase acoliții lor. Și era greu că... Arbitrii, să zicem, se aflau la mijloc, da. Între Scila și Caribda. Exact, cam așa. Și era greu pentru că cei care, zicem, erau factori decizie, nu vedeau meciul. Și primeau informații la cei care erau legați de glie, de pământ, de funcția aia, de președinte. Și dacă ăla dădea informații trunchiate despre un arbitraj, pentru că sunteți mai tinerel și nu știți. Nu, meciurile foarte puține se televizau în perioada aia, câte unul dacă era... Am prins puțin, dar vă spun că a fost perioada că nu s-a televizat niciun meci an de zile, adică campionate întregi. Așa, numai câte un meci mai... Steaua Dinamo, poate, sau Dinamo Steaua, Dinamo Craiova, Steaua Craiova. Majoritatea meciurilor nu se transmiteau. Se transmiteau la radio. La radio, comentatorul, dacă era băiat deștept, făcea că a pierdut legătura ca să nu mai comenteze ce se întâmplă pe acolo, că se mai întâmplau și evenimente astea, da? Gen scornicești. Da, da, gen scornicești, da. Problema este ceea ce ați întrebat dumneavoastră, că au mai fost și situații de-astea. Adică perioada în care publicul pe fondul și altor nemulțumiri se descătușa la un meci de fotbal. Și atunci dacă li se părea lor
sau era adevărat că un arbitru l-a dezavantajat, începeau să blocheze cabinele, să blocheze intrarea, ieșirea în stadion și organizatorii își luau măsuri. Am trăit și eu experiența asta undeva la Târgu Jiu cu Sandu Mustățea, Dumnezeu să le ordinească și pe el, pe care în momentul când să ieșim din teren, o salvare l-a așteptat acolo și l-a suit în salvare, așa cum era echipat ca și arbitru, și a plecat spre un oraș învecinat, unde noi ulterior i-am dus hainele și ca să nu se prindă, că erau lumea acolo, mineri ăștia erau și cu alte probleme. Și a, deci diversiunea asta, să înțelegem că au fost trăite de mai mulți arbitri. Da, 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 da. Așa, da, este... Ați avut întâmplări dintre astea, când a trebuit să plecați, nu știu, deghizată? În uniformă, în altă uniformă? Deghizat în uniformă, nu, dar am mai jucat și eu teatru la niște meciuri, m-am făcut că m-a lovit, că m-a, eu știu ce mi-am mai făcut altceva, a trebuit să fac față, adică într-un fel sau altul să încerc să stopez conflictul, să nu ia amploare și m-am folosit de fel de fel de tertipuri. Fiindcă era vorba de domnul profesor, vreau să spun că, indiferent de conflictul pe care, în ghilimele, l-ar fi creat dânsul, avea un fel aparte de a-l gestiona după. Îți explica da. De așa manieră, te peria, te pupa, te drăgălășea, îți făcea ceva că în final când te despărțeai de el nu știai, bă, m-a dezavantajat, nu m-a dezavantajat. Te făcea să înțelegi că de fapt și de drept neșansa astăzi a fost din vina ta și numai a ta și nu puteai să rămâi supărat pe el. Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, a arbitrat după aia și la Târgu Mureș, a arbitrat și pe Dinamo, a arbitrat și pe Steaua, adică era un om la care apelau amândoi ăia mari. Da. Pentru că știa să îi împace pe amândoi. A fost o perioadă când câteva campionate la rând numai dânsul a fluierat Steaua Dinamo sau Dinamo Steaua. Da. Deci nu se mai punea problema, pentru că zicea că e neutru. Și apropo, și cu asta cred că trecem la publicitatea noastră, mai mă leagă de domnul Teodorescu un eveniment mai puțin plăcut. În 86 mergeam împreună la Bistrița să arbitrăm un meci, Gloria Bistrița cu CSM Reșița, era derby seriei a treia a ligii a doua, a diviziei B. Și era 16 noiembrie, o zi de toamnă frumoasă la Buzău, urâtă în pădurea Bogata, între Fișă și Bunești. Am prins o porțiune de polei. Tocmai discutasem că împărțim cursa în două, face dânsul primii 245 km, următorii 245 fac eu, când ne-am uitat la kilometraj, trecusem de 245 km și zice, băi, Ioane, la prima parcare oprim să facem schimb de locuri. Și n-am mai apucat prima parcare, că în pădure acolo, într-o curbă și o pantă, am intrat în derapaj, dânsul era la volan, ne-am sucit, ne-am învârtit și ghinionul a făcut că ne-am dat peste cap de vreo 4-5 ori. Eu am crezut că sunt cel mai puțin lovit, să zic așa, în urma accidentului. Dânsul se văita de umăr, umărul stâng îi se dizlocase datorită faptului că prima răsturnare a fost pe partea stângă. Eu mă simțeam puțin în spate, mai era un coleg în spate care era plin de sânge pentru că s-a plimbat pe acolo, parbrizul și geamurile l-au tăiat pe față, pe în cap, era numai sânge, ăla se văita, zicea că e rău. Eu și cu asta e și o glumă în final și spun, eu mă și uitam așa, băi, dar ce am scăpat? Mă uitam la mașină, cum arată mașina, că era aproape 80% distrusă, iar ca o chestie de distracție așa pentru neateo, Dumnezeu să-l odinească acolo, aveam un prieten la Bistea și îi promisese că îi duce niște usturoi. Și de data asta, din tangajul ăla de soare, usturoi era numai pe șans pe acolo, pe râpa aia era usturoi. Și la un moment dat, după ce am ieșit din mașină de acolo, am ieșit târâș și eu am ieșit pe parbriz, însă a ieșit pe ușa aia pe acolo, m-am reușit să-l scoatem, că era destul de mare, îmi spune, zice, hai măi, Ivane, să adunăm usturoiul. Și păi îți dai seama, m-a bumnit râsul. Cum? Adică ai pierdut o mașină de 100 de mii pe vremea aia și mă pui să adun usturoi, să adunăm usturoi. Hai mă, nea Cristi, doamne, iartă-mă de usturoi. Ce lasă, mă, adunăm usturoi, cine ce mai departe. Și tot așa, adică... Da, interesantă povestire. Luăm o pauză de publicitate și revenim, vorbim și despre arbitrajul buzoian, ăsta actualul.